Bună dimineața tuturor și bine ați venit pe canalul meu. Azi aș vrea să vorbesc despre două șurubelnițe electrice cu acumulator. Un subscriber de al meu a postat un video cu o întrebare dacă aceste șurubelnițe pot fi folosite în lucrări electrice sau în tablouri, la strângerea șuruburilor, la diferențiale, la cleme. Și chiar m-a pus pe gânduri. Normal că pe piață există scule speciale pentru a face asemenea lucrări. De exemplu, avem de la Viha șurubelnițe cu acumulator. Dar întrebarea este dacă putem face o treabă mai bună și cu alte șurubelnițe. Eu am folosit în trecut și eu alte modele, precum și cel XO prezentat de subscriberul meu, dar am observat un lucru, că dacă nu deținem un control foarte bun și nu controlăm bine trăgaciul, putem să stricăm șuruburile siguranțelor sau diferențialelor. Nu neapărat să le strângem prea tare, dar ele pot scăpa din capul șurubului, biții aceștia, și putem strica foarte ușor. Aici eu am pe masă două șurubelnițe care le-am folosit la lucrări de genul și le mai și folosesc. Primul este un model de șurubelniță cu acumulator de la Batavia. Are un acumulator încorporat. Este o sculă foarte simplă. Dezvoltă un cuplu maxim de 2 Nm, ceea ce zic că nu este un cuplu mare. Și poate fi încărcat pe o mufă micro USB, deci are un acumulator de 3,6V. Are și o lumină de lucru. Turația nu este reglabilă, deci avem aici două butoane, înainte, înapoi. Este foarte compactă. În cazul în care nu apăsăm pe niciun buton, el se blochează la un moment dat și putem folosi și ca o șurubelniță manuală. Deci are un blocaj automat al arborelui. Aici avem un suport. Nu este magnetic. Se poate introduce un bit mai lung sau un adaptor. Eu am introdus un adaptor magnetic pentru că e mai practic și folosesc și biți de genul, dar se poate folosi și cu alți biți. Ia să vedem acesta mai lung. Se pot folosi. Deci la lucrări de montat prize sau aparatură electrică mai finuță, este chiar bună scula asta. Are o autonomie decentă, destul de silențioasă. Și este o alternativă destul de bună la o șurubelniță Viha Speed E sau șurubelnițe speciale care sunt, după părerea mea, destul de scumpe. Am văzut un set de la Viha Speed E, care e o șurubelniță bine izolată la 1000V și toate celelalte cu set de biți, dar costă 700-800 de lei, iar o șurubelniță de genul ăsta costă 150 de lei. Eu l-am cumpărat din Horba, își face treaba, l-am de aproape un an de zile. Mânerul este și cauciucat, se ține foarte bine în mână. Și LED-ul acesta mic face o lumină destul de bună.
în zona în care lucrăm. Este compactă, se bagă în centură, se încarcă de la orice încărcător de telefon, micro USB. Din câte mai țin minte, parcă nu venea cu niciun fel de încărcător, are un cablu de încărcare în pachet și atât. Dar se poate folosi orice încărcător de telefon și de pe calculator. Se poate încărca, se încarcă cam o oră jumate. Bateria este de 1,5 amperi, 3,6 volți, litiu ion. Deci are o putere destul de bună, deci nici nu pot să-l opresc cu mâna. Deci 2 Nm înseamnă destul de mult. Acum acest instrument nu are un ambreiaj. Deci nu se oprește când atingem un anumit cuplu. Deci tot așa trebuie să eliberăm butonul. Butonul reacționează, are și frână, deci imediat se oprește pe poziție. Deci asta n-ar fi o problemă. Eu l-am folosit la montatul prizelor, doze, chiar și conexiuni în tablouri electrice. Se poate lucra cu el, dar trebuie avut foarte mare grijă. Când strângem șurubul până la capăt, trebuie să eliberăm, să fim exact pe fază, ca să nu sară bitul din șurub, să stricăm capul șurubului. O altă variantă pe care o am pe masă aici este o șurubelniță Bosch. Este o șurubelniță Bosch Go, generația a doua. De ce spun asta? Mai există un model anterior care, de exemplu, vine fără ambreiajul mecanic, are un ambreiaj electronic și acest schimbător de sens și nu are acest buton. Această șurubelniță este acționată și prin apăsare, dacă și sau din acest buton. Nu are LED de lucru, ăsta are iarăși un acumulator de 3,6 V, o turație de 380 de rotații pe minut, este fabricat în Malaezia. Este o sculă foarte bună. Acesta funcționează dacă dorim să lucrăm. Funcționează prin apăsare, deci dacă apăsăm în jos, el pornește. Dacă dăm, schimbăm sensul, vrem să desfacem ceva, mutăm comutatorul pe desfacere sau dacă vrem să-l blocăm, îl punem pe centru și nu mai acționează nici acest buton. Diferența față de modelul precedent este chiar și acest buton, care dacă avem comutatorul pus pe un anumit sens, putem porni șurubelnița și de la acest buton înainte sau înapoi, fără să apăsăm dacă vrem să desfacem sau vrem să strângem un șurub mai fin, putem acționa chiar de la acest buton fără să mai apăsăm. Avantajul acestui model este ambreiajul mecanic. Aici se poate și bloca, deci dezvoltă un cuplu de 5 Nm. Este cuplul maxim, nu este trecut pe corpul șurubelniței. Deci are o precizie mult mai bună. Și celălalt model anterior avea un ambreiaj electronic, dar care nu era așa consistent ca acesta. Mie îmi plac mai mult modelele acestea. Asta este precis în orice moment. El strânge la fel fiecare șurub. La cel cu ambreiaj electronic am lucrat și cu acel model, dar caracteristicile ambreiajului se schimbă de la caz la caz și în funcție de starea de încărcare a bateriei, poate să decupleze mai devreme sau mai târziu, deci nu este foarte consistent, de aceea prefer modelul acesta. Acesta este cu arc, când atingem un anumit cuplu de strângere, el se deconectează. Încărcarea se face tot printr-un cablu
micro USB, avem aici pe spatele șurubelniței o mică mufă micro USB. Se încarcă, acesta vine și cu un încărcător, vine cu un set de biți într-un mini airbox pe care acum nu le am eu, din păcate nu prea am folosit această cutie mini airbox, pentru că eu țin șurubelnița în trusă sau în rucsacul cu scule și nu mai car acea cutie cu mine. Aceasta este foarte ergonomică, este cauciucată, tot corpul șurubelniței din față până în spate are aici pe mijloc, este un pic zimțat, are niște forme ca să apucăm foarte bine. Mie îmi place șurubelnița aceasta, este ușoară, compactă. Aceasta costă cam 300 de lei tot setul. Eu am cumpărat cu airbox, cu un set de biți și cu un adaptor magnetic de biți, cu un încărcător, cu un mini airbox, 300 de lei a costat. Am cumpărat de pe Hardline Construct. Este un site din România care comercializează cu preponderență marca Bosch, deci are foarte multe produse de la Bosch, printre care și aceasta. Deci este foarte solidă, deci carcasa e dintr-o bucată, se desface, dacă vrem să o demontăm, se desface prin spate. Pe aici are numai două șuruburi, deci carcasa este un tub, este foarte rigidă. Are un, acesta vine cu un adaptor magnetic. Nu are lumină de lucru, deci ăsta e un dezavantaj, deci nu avem lumina aceea de lucru cum avem la modelul acesta. Dar la lucrări de asamblare și repetitive, având acest ambreiaj, nu ne mai facem griji că putem strica capul șurubului. Deci l-am introdus, el se deblochează și dacă apăsăm, când am eliberat, am luat mâna, se și oprește automat. Trebuie apăsat cu un pic de forță înainte înapoi, dar când am eliberat, el s-a și oprit. Deci se pot face lucrări mai precise. Eu personal recomand modelul acesta pentru siguranțe sau pentru alte lucrări în tablouri electrice, cleme. Recomand modelul acesta cu ambreiaj. Oricum, după ce am apropiat și am strâns șuruburile, putem strânge și la un cuplu specificat de producător, dacă depășește 5 Nm. Eu acum n-am făcut o măsurătoare să văd pe care treaptă cam cu ce cuplu strânge, deci are, avem aici 1, 2, 3, 4, 5. 5 trepte de ambreiaj și un ambreiaj blocat. Asta ar presupune, să zicem, la prima treaptă un 1 Nm, 2, 3, 4, 5. Acum nu știu exact sigur dacă și corespunde treptele exact cu cuplul acesta, dar în general eu am reușit să fac lucrări foarte bune cu șurubelnița asta. Și asta o recomand mai mult ca o alternativă la un Viha Speed E sau mi se pare și mai comodă ca modelul de la Viha, care are un inel care trebuie să-l învârtim cu mâna. Acesta l-am apăsat, strângem, eliberăm și șurubelnița se oprește singură. Nu trebuie să apăsăm pe niciun buton, dar dacă chiar vrem, avem și această posibilitate. Turația nu este reglabilă, după cum v-am spus, dar este rapidă și acesta are o turație bună. Acesta are 280 de turații și acesta are 380, este mai rapidă asta. Aici avem și un indicator LED care când clipește bateria se descarcă. La celălalt model era și cu roșu, verde, deci ne semnaliza cu un LED roșu. Acesta are numai LED verde, dar când clipește și eliberăm butonul și clipește, înseamnă că
bateria e pe descărcate. Dar are o autonomie destul de bună, e mai compactă decât modelul precedent, un pic așa mi se pare, mai ales în zona asta are gripul acesta cauciucat mai comod. Încărcarea micro 2 ore cam durează, dacă ăsta are un acumulator mai mare. Este un model nou, deci pe acesta vi-l recomand pentru lucrări electrice. Cam astea ar fi de spus despre șurubelnițe electrice folosite în instalații. Se pot folosi și la alte lucrări, mobilă, deci este foarte, foarte bună. Și aceasta are o forță mai mică. La lucrări mai finuțe putem lucra și cu aceasta. Batavia, din câte știu, e o firmă olandeză. Are mai multe variante de scule. Au și șurubelnițe ceva de genul acesta. Sunt și cu capete care se pot roti la 180 de grade, la unghi. Deci au o varietate mai mare de scule. Dar eu sunt mulțumit de modelul acesta. Chiar n-am avut nicio problemă cu el până acum. Se încarcă destul de repede, ține bateria foarte bine. Deci acestea două le am eu în prezent, șurubelnițe de mici dimensiuni electrice care le folosesc. Dar în domeniul electric acesta îl recomand. Cam atât pentru astăzi în acest video. Vă mulțumesc pentru vizionare și dacă aveți întrebări, puteți să-mi scrieți în comentarii. Vă răspund cu cea mai mare plăcere. O zi bună tuturor!